Salutare, pinkeri și pinkerițe, eu sunt iHatePink și bine v-am găsit, la un nou episod din Minecraft și am aproape level 24. Yes, și am uitat de timer. Start timer, stupid, gata. Bun. Ce vedeți că fac aici? Vreau să fac level 24 și voi face un enchant de level 24. Așa. Sau și 25, nu știu. Haide. Ce vedeți voi aici este un pic îmbunătățitul mob spawner, pentru că, după cum vedeți, am mai făcut niște chestii. 23. Vom avea nevoie și de o nouă sabie, da, și de un nou târnăcop de asemenea. Așa, și hai să pun una de... Așa, mi se pare că așa era. Da, așa era. Level 24, e de ajuns. Hai să mergem. Și sus, probabil vă întrebați, what the fuck se întâmplă, nu văd nimic. Bun. Ce facem azi? Azi vreau să văd cam cum e afară, dacă e noapte, dacă e zi. Ah, e zi, ok. Mai petrecem puțin timp pe acasă, ne mai facem niște planuri, chestii, pentru când vom pleca după Dragon. Și, lui, cam frig aici. Cum îi voi spune? A apărut Minecraft 1.2.4 fără niciun avertisment, nimic așa deodată, ping, niciun pre-release, nimic. Nu e mare lucru, să zicem, adăugat, doar alte blocuri de creative, de-astea, blocuri pentru construit. Mamă, și asta e destul de frig. Ar trebui să merg să închid geamul, dar... Bun, hai, ești un bărbat, Pink, trebuie să înduri frigul. Așa, bun. Porcul tot nu l-am luat și cred că ar trebui să merg să mai iau astea. Și avem și o lopată de iron și o cască nouă. Asta e bine, super, super tare, bine. Vaci, avem foarte, foarte multe. Mâncare nu știu dacă mai avem atât de mult, așa că hai să... De ce se... Na, stai că... Așa, aici e locul special pentru porc, știți, l-ați văzut data trecută. Dar nu am reușit, adică nu m-am interesat deocamdată să iau de astea pentru porc. Ia, hai. Hai, fiecare vacă să treacă încoa. Deci, la abator, hai. Pa 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 pa. Așa, omorâm vaci. Nu prea, îmi pare rău că azi nu prea am pus episoade și deși am zis că e zi liberă pentru mine și, adică zi liberă de la școală mă refer. Și, na, n-am școală și aș fi putut să pun mai mult, dar probabil am avut și o treabă, voi ce credeți, hm? Ce s-a întâmplat azi la mine în oraș a fost, s-au adunat probabil jumate din oraș, s-a întâmplat, cred că voi reuși totuși să scot porcul ăsta să-l bag acolo dacă omor mai multe vaci, cred că e destule de omorâte, dar astăzi mai lucrăm puțin prin casă, venim și mai mulțim oile și am o idee, vreau să fac un, ce-i cu vacile astea frate, toate vin aici la portiță, marș mă! Marș, idiote. Nume pentru câine. Măi să mor eu, chiar că românii nu se pricep la nume. Am văzut Pinker Dog, Pinker Cuțu, Pinker bla bla bla, Pink, nu e neapărat să înceapă cu Pink, serios, poate să fie Sparky sau ceva. Mai am un semn pe aici, mă gândesc să-i dau un nume. Nu am. Ei bine, ce aveam nevoie de mult și tot nu am refăcut pentru că ne-am luat cu timpul și avem foarte multe sugar cane-uri. Hai să mai punem la punct în episodul ăsta niște de astea, mai punem la punct câteva chestii. Așa, avem 64 de cărți și este le punem cu niște lemn. Nu mai am lemn? Serios? Hai să vedem tu. Și niște lemn. Așa, 30 cu 15 cu 8. Probabil vor fi câteva bookshelf-uri, dar hai să vedem cam niște pistoane vor mai trebui. Îmi vor mai trebui de astea. Sticky-uri de alea. Ma, știți voi la ce mă refer. Așa, și așa, și așa, și așa, și așa, și așa, și așa. Wow! What the fuck? Fix la fix. Fix la fix, asta e cam ciudat vorba asta mea, fix la fix, exact la fix, asta probabil sună mai bine.
Așa, verific dacă microfonul e aproape de gură. Astea, ați avut dreptate, chestiile astea trebuie umplute cu apă, nici nu știu ce era în capul meu. Am văzut multe comentarii care spuneau asta, pac, pac, pac. Nu putem să facem acum potion pentru că întâi trebuie să creăm awkward potions și pentru awkward potions ne trebuie... asta nu merge direct acolo. Ne trebuie nether wart și nether wart-ul nu l-am găsit și vedem noi. Bun. Avem nevoie de astea. Și cineva mi-a zis că pot să fac culoare din coco bean-uri. Hai să vedem totuși. Dacă pun coco bean-uri cu niște lână, dăm niște lână. Hai să vedem lână și niște... Wow! Asta e tare. Dar mă întreb în alt mod, există vreun alt mod de a face asta? Adică prăjituri nu e bine să fac. Sunt foarte, foarte slabe, sunt foarte, foarte stupide, îți dau, încarcă foarte puțin în viață. Ah, enchantul de level 24 care vreau să-l facem. Mai avem câte diamante, mai avem 4 diamante, vom face un pickaxe, dar să-mi dau seama unde am niște bețe. Nu mai am bețe. Nu e problemă. Cred că trebuie să mergem să facem roșii de niște lemn. Probabil aveam bețe pe undeva și acum mulți strigați Pink, ai ratat bețele, ai ratat bețele. Așa, avem un diamond pickaxe full și nu mai avem diamante. Va trebui să mergem și la diamante. Sper totuși să pice efficiency și silk touch. Este bun un silk touch și vă voi și explica de ce este bun silk touch. Așa, hai să vedem unul de 24. Nu ar trebui să fie prea greu. 24, ok. Pap. Oh, da, baby, fix acolo. Oh, you hit the spot. Chiar, yo, baby. Dar Pink, de ce nebunești? Este doar silk touch și eficiență 2. Ei bine, să zicem că mergem la un mob spawner. Știți că dacă îl spargeți, îl distrugeți, da? Ei bine, cu silk touch, când îl spargi, ți-l dă în inventory și poți să ai propriul tău spawn. Oh, frate. Oh, doamne, trebuia să dau foc la vaci ca să iau carne direct prăjită. Idiot. Dar. Dacă, să zicem, spargem... deci am zis, dacă spargem un mob spawner, ceea ce este pe aici pe undeva unul și trebuie să facem rost în afară de cel de acolo... ne va da pur și simplu spawnerul în inventory. Nu, stai că asta nu e bine. Trebuie să scot porcul de acolo, dar pe altă cale. Ăsta, nu stricăm noi ăsta. Bunătate de pickaxe. Așa. Și stai să nu iasă. Cine iese e mort. Atât vă zic, cine iese moare. Ți-am zis să nu ieși, vacă idiotă. Și tu, marși afară. Haide, porc, atât porcul, doar porcul. Nu, ce-o? Nu, doar porcul! Ce-și, ieșa, nu! Este! Porc, vină încoace, porc. Vei fi porcul nostru de companie, porcușor, vină încoace, așa. Vin aici. Intra ci, nu-ți fie frică. Na, uite, te iubești, gine, te iubești de... Da, pleacă, hai, gata, ți-am dat. Și tu, ce ți-am zis eu, mă, ție, mă? Mă, ce ți-am zis, mă, tu, spaștele, mătii, mă? Cum a intrat un creeper acolo? Bă, creeper, marș din țar cu cuvaci. Să nu cumva să bubui. Așa. Pac, gata, creeperul e mort. Nu, stați, să intru întâi aici, pentru că știu cum vor fi vacile astea. Pac, tu. Faceți iubire, fetelor. Vacile fac dragoste între ele și scot alte văcuțe. Stai stupid. Unde sunt boi? Unde este logica? Why you no logic, Minecraft? Da, sunt Ninegger pentru că am văzut că mulți mă întreabă. Și avem și saddle-ul pentru porcușor pe care o să-l cheme... nu ar trebui să aibă neapărat legătură cu Pink sau nici câinele. Așa că voi decide eu numele. Pe câinele ăsta îl va chema. Avem nevoie de niște semne. Avem și saddle-ul, dar avem nevoie de două semne. Hai să vedem. Avem la noi. E cam frig, scuzați-mă dacă fac și aveam book shelter-uri. Futui nație și paștele măsii. Ei, probabil o să le fac ca decorament. Decorament. Ăsta e un cuvânt? Decorament? De decor. Nu decorament, e ca ornament. Decor și ornament egal decorament.
Asta e stupid. Pink, ce faci, ești nebun? Așa, bun, și avem și casca asta nouă. Papam. Ce vreau eu de aici? Vreau niște lemne care le am. Le am în inventură, da, cine e atent. Așa, papa, 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 papa. Pac, pac, și avem două semne. Așa, foarte, foarte multe carne de asta de zombi. Cred că va fi o mâncare foarte, foarte... pe tine te va chema și... Spinky, stai. S, P, I, N, K, I, S. Cea, am scris... S, P, I, N, K, I, S. Spink, Sponk, Spinky, Spinky. Bravo, Spinky. Spinky, da. E ceva gen Pinky, numai că cu Pink și cu Spinky și cu S. Și, un nume foarte, foarte drăguț. Hai să vedem ce nume să-i dăm porcușorului nostru. Nu-mi place cum stă semnul ăsta aici. Ar trebui să-l mutăm totuși. Va trebui să găsesc un mob spawner să-l fac și să fac fermă de porci. Care să se spaneze porcii să cadă printr-o chestie unde să le dea foc. Și de la foc să moară jos și să cadă numai carne pe. Asta ar fi super. Sau să pun aici asta și să-l cheme... Să-l cheme... Pinker Porker. Sau nu, pau Porker. Sau... Pirker. Nu, Pirker e un nume stupid. Uite și tu, Derp. Derpig. Da, Derpig. Pentru că e Derp și Pig... E Derpig și uite ce, un ochi în partea aia și un ochi în partea aia. E Derp. De ce Derpig? Și Derpig, avem pentru tine ceva frumos. Dă-te mă Derpig, dă-te. Derpig, uite asta da nume. Pam, 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 la na 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 na. Pam, 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 na 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 na. Tânână, sau aia de achievement-uri a lui. Mișcă porc. L-aș lovi, să mor de nu l-aș lovi. Mișcă, mișcă Derpig. Derpig, mișcă Derpig. Haideți, haideți. Ce, întrebarea zilei de azi, ce părere aveți despre numele date la Derpig și la... hai, hai, tân, ce drăguț e! Da, porcul nu se... Mă, spre... Mă, cred că... Lol, cred că armura asta e prea grea. Dă-te, Derpig, de ce nu te miști, Derpig? Derpig, lasă vacile, măi, hai. Vrei o prietenă, nu? Nu, da, știu că vrei una. Ce, prietenele tale vaci? Da, sigur, Derpig, de acum ești singur. Și vei fi pentru totdeauna, înțelege? Așa, cum paștele mătii. Așa, bun, hai să vedem dacă pot să le mai... să mai dau niște de-astea. Da, pot, cred că am mai făcut niște de-astea. Nu mai avem lemn. Hai să mergem să facem rost de niște lemn. Pregătiri pentru casă, pentru că vreau să fac niște țarcuri speciale pentru oi și să le colorez și să pun câte două în țarc. De fapt câte două și să le mai mulțesc o dată și să iasă trei într-un țarc sau patru sau cine știe câte multe poate să intre într-un țarc. Ops. În afară de asta, pickaxe-ul cu silk touch, de exemplu să zicem că găsim niște diamond ore, când îl spargem nu ni-l dă... diamond, the diamond ore și putem să-l aducem acasă. Bine, asta nu e atât de plăcut, știți, dar cu silk touch-ul este foarte, foarte rar și foarte folositor și mă bucur totuși că m-am gândit la chestia asta. Avem nevoie de asta și e cam stricată, frate, așa că lopeți avem, ar trebui să o pun asta deocamdată aici și, asta e prețios. Stai acolo. Și avem încă unul, ok, o să-l folosim întâi pe ăla mai prost, mai bun, și după aia o să-l reparăm cu ăla mai prost, da. Hai să vedem cam ce copaci să tăiem. Copacul ăla, da, cred că chestia asta ar trebui să fie tăiat, adică nu e un copac real, am și tăiat puțin din el și, na, e aiurea. Așa că probabil vom face, mă uitam la timer, știți? Și... Probabil vom face destul lemn numai din copacul ăsta, dar cred că... ok, trebuie întâi să spar asta și asta și după părerea mea, cred că dacă, să zicem, iei o chestie, o armură, o chestie și o repar cu alta chestie, rezultatul nu este, să zicem, cât ar fi prima plus a doua, este prima plus a doua plus 10% din cea mai stricată sau ceva de genul, trebuie să fie vreo chestie, adică de ce ai vrea să repari două itemuri într-unul, mă rog, așa, nu e problemă dacă vor cădea pe jos și știu că vor cădea și pe jos, hai să mai vedem,
map save-urile, pentru că, după cum ați văzut la un moment dat, am postat un coment cu o mică discuție cu un pinker, care nu e pinker, e un mare nesimțit. Probabil nu ar trebui să vă zic, pentru că unii dintre voi vor fi, chiar vorbește pe aia, că e, dar nu. Ok, pe scurt, mi-a cerut map save-ul, am zis, nu, știți, nu vi-l dau deocamdată, am zis că din 10 în 10 episoade vi-l pun, deci suntem la episodul 27, peste 3 episoade o să apară noul map save pe care l-a puteți downloada, iar el a vrut map save-ul, știți? Și am zis nu. Și ce îmi spune el este că dacă nu-mi dai map save-ul, îți dau dislike de pe două conturi. Am rămas face, poker face, frate, scuze. Era să-mi dau și un facepalm, deci am zis eu palm. Era să-mi dau și un facepalm și apoi mă sună și zic eu, ce dorești? Iar el, map save. Frate, bloc direct, îmi pare rău. Deci vă rog, nu mă întrebați de map save-uri, apar din 10 în 10 episoade și probabil dacă ar fi dintr-un episod într-un episod ar fi și mai bine pentru voi, dar credeți-mă, nu am timp să fac un episod, plus că se renderește, scoate alea, pune-le dincolo, uploadează-le pe Mediafire, reține link-ul pentru ca să-l pui în descriere, la fiecare video modifică descrierea și alea. Este destul de muncă și chiar cred că nu e nevoie ca la fiecare episod să-l pun. Din 10 în 10 episoade zic eu că este destul de bine. Ar trebui să avem mapa asta cu noi când mai plecăm pe undeva. Și nu s-a făcut noapte deloc? What the fuck? Ciudat. Așa, avem niște sticlă pe aici, niște alte lucruri, niște multe lucruri. Avem un iron pickaxe care aproape e stricat, dar n-avem cu ce să-l reparăm. Ok, hai să vedem. Îl punem pe ăsta și pe ăsta. Wow! Ok, chiar se merită să reparați chestiile astea. Adică, uite, uitați-vă atent, deci lucrul ăsta e foarte mic, adăugat la ăsta e cu de două ori mai puțin decât ar da ăsta, deci e super bine să repari. De acum, stricați-vă itemurile cam să treacă de jumate, să treacă la, nu știu, un sfert, să mai aibă un sfert din putere itemul și apoi cu alt item de tot un sfert putere, îl reparat și o să vă dea aproape full, deci e super mișto. Nu știu de ce am păstrat noi diamantul cu noi, ar fi putut să-l pierdem. Și am foarte, foarte multă carne de asta de zombie. Cred că ar trebui să o pun undeva jos pentru că este o sursă foarte fiabilă de mâncare. Raw beef-urile, hai să le punem aici la prăjit. Nu mă grăbesc să le împart în chesturi sau de-astea pentru că nu am nevoie deocamdată. 16 vor fi destule. Pentru că 16, cred că, nu, 8 te ajută să gătești un stack întreg. Eu am pus 16 și e foarte mult. Avem aici niște iron, niște iron. Nu vreau să pun asta acolo. De fapt, stai, ăsta merge în chest-ul cu unelte. Scuze. Așa. Ce mai avem pe aici? Shears-ul. Vreau să merg să shear-uiesc alea și să le construiesc. Și am mers după lemn pentru un motiv. Uitați motivul. Trebuie să mănânc ceva, dar nu am deocamdată. Asta merg în chestul cu dropuri, deși nu cred că am nevoie. Sau probabil voi avea nevoie dacă vreau să fac saddle-uri. Nu contează. Hai să vedem. Ar trebui să o și mănânc ceva. Nu ne mai întrerupem, pink. Am făcut niște lemne. Avem nevoie de niște stick-uri. Ok, întrebări. Ce-am mai primit eu pe privat și de cred că de 3 ori azi? Cum fac ping să mi se audă voce la Skype? Dacă aveți Windows 7 sau Windows XP, doar duceți-vă, ar trebui să punem cu porți câteva, să punem de-astea și cu porți, așa că pac, 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 una, două, trei, patru și cred că ne vor trebui ceva de mult, și să facem doar 16. Așa, wow, aia mi-a consumat 16 porți și mi-a, fai mamă. Nu, astea nu vreau să le fac în stick-uri. De ce? Pentru că am 38 de fensuri. Și nu o să folosesc fensurile din Nether care sunt pe aici pe undeva, nu știu unde le-am. Cred că le-am pus în chestul mai special. Uite, uite cristalele meu, uite, îți folosesc chestia asta a ta, ok? Ești fericit? Și astăzi am fost la protest, cum am zis. Probabil am vorbit un pic de asta la început, dar iar m-am întrerupt și am uitat. Pentru că e unul din defectele mele și cu toți îl știți. Așa, tu așa, așa. Așa. Stai să vedem. În partea asta vine tu una, două. Trei. Ok.
Și acum... Nu, no, stai acolo. Ok, am prins deja o aia acolo. Du-te acolo. Gata, gata, dă-te. No. Du-te acolo, oaie, hai. Bravo, este... Deci stai. Una, două... Du-te acolo, stai. Cred că, stai, du-te. Nu. Frate, aici vor sta oile. Bravo, oaie negră, bravo. Du-te, mă, daci, mă, marș. Așa, aici vor fi oi. Oi. Va fi încă una, două și apoi... Dă-te tu... Du-te acolo, hai. Du-te și tu. Mamă, stai greu. Oi stupide. Așa, și așa, și așa. Așa, și acum mai vine încă una, două... Da. Nu mai... Ți-a intrat prin poarta de... Cea. Dacă asta ar fi perfect... Da, nu pot să cred că e pe... Mă, nu împinge oaia afară. Stai acolo. Este, e perfect, nu pot să cred. Adică uite și tu câte... Totul e perfect, cât de perfect poate fi. Dacă știți de unde e asta, atunci ați avut o copilărie minunată. Dă-te, oaie stupidă, marș acolo. No. Ok, metoda grea. Așa, bun. Foarte multe oi avem aici. Hai să vedem, avem una, nu. Una, două. Și dacă nu v-ați prins ce fac aici, fac țarcuri separate pentru oi separate, cu culori separate. Și dă-te tu spaștele, mătii. Și ce? Ar fi bine să bag câte una acolo, doar ca să scăp de să le aduc mai târziu. Așa. Așa, și așa, și așa. Și probabil asta va fi... Stai acolo. Asta le voi înlocui la un moment dat, dar aici va fi intrarea. Deci aici nu ne va mai trebui poarta asta. Așa, te rog, zi-mi că mai am o poartă pe aici. Dădeam cu... Idiota. Deci. Astea sunt țarcurile pentru oi. Oaia aia ar trebui să o bag undeva cu oile alea. Și ce, hai să le mulțesc pe tine și pe tine. Așa, veniți încoace. Veniți. Come at me, bro. Du-te acolo, tu vei face sex cu mama ta. Oh my god, cât de ciudat a sunat asta. Tu vei face sex cu mama ta. Așa, da, ce oaie idiota. În cauza ta. Bun. Și probabil ați observat că videourile mele încep să fie din ce în ce mai mari. Sper că nu vă deranjează sau că sunt foarte multe câteodată. Hai să mergem și să facem ceva cu astea. Chiar trebuia să fac de mult repartizarea asta oilor și mă bucur că a ieșit atât de perfect. Adică țarcurile sunt perfect egale, toate până la capăt. Este super, super tare din partea mea, din punctul meu de vedere, din partea mea. Asta ar fi sunat ciudat. De ce nu am zis corect de prima dată? Nu știu. Mai avem nevoie de o poartă, cred. Mai avem nevoie de o poartă și s-ar putea să fie ultima poartă de care avem nevoie. Nu știu, cred că mai avem nevoie. Hai să mai facem, pentru siguranță. Una, două, facem 8 de-astea. Partizate în de-astea, încă două porți, cred că vor fi... Da, cred că încă două mai avem, în total 3. 3 porți mai avem nevoie, sunt sigur. Și dacă tot mergem să lucrăm cu lemn, hai să luăm și ăsta. Și tu du-te aici, și tu du-te aici. Și ar trebui să luăm și coloring-urile cu noi. Colorings, culorile cu noi. Ca să nu o dau prea mult pe englezește. Ar trebui să luăm și alea cu noi. Hai să vedem. Tu dă-te așa. Bun. Deci aici e o poartă, aici va trebui să fie altă poartă. Sper că să nu cumva să ieși. Așa, bun. Tu... Nu, stai acolo în paștele mătii. Așa, bun. Scuzați-mă dacă vorbesc mai urât, dar așa sunt eu și cred că nu e atât de... Bă, oaie n-am vrut. Cred că am auzit un schelet pe aici. Așa, bun. Oaia asta e singură. Am pe aici niște... Da, am. Deci, tu trebuie să intri în țarcul ăsta. Tu intră în țarcul... Nu, de ce faci? Ce faci? Treci încoa. Hai, vino încoace. Come at me, bro.
Da, sunt Night Gengar, am mai zis asta odată. Cea. Da, împinge oaia pe la spate. No, 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 no. Unde te duci, mă, în Paștele? Treci acolo, treci acolo. Nu ieși și tu, mă, tu. No. Hai veniți, hai că știu că vreți. Și ce? Vino, hai mă, mai repede, așa. Este, am mai blocat acolo două oi, bun. Aici este doar, acolo e doar una. What the fuck, e un schelet. Aș vrea să nu mi-o moare oile totuși. Dă-te să sar acolo, dă-te. Nu, nu mi-o moare oile, mă, tu spaștele, mătii. Nu pot să fac sprint, what the fuck. Și tipul îmi trage noi. În vaci. Ce? Am zis cred că voi de 10 ori și erau vaci. Scuze. Pentru că știu că v-am disperat parcă cu astea. Hai să vedem. Faceți dragoste dacă tot mă disperați atât. Haideți, faceți pui. Am nevoie de carnea voastră. Cred că avem un stack și ceva, deci nu cred că va fi o problemă. Ia da ce? Na. Vaca mătii. Așa, episodul de astăzi se apropie de sfârșit, dar înainte de sfârșit, hai să mergem și să dăm câte o culoare așa fiecărei oi. Probabil nu este destul pentru a avea fiecare culoare. Să mă gândesc câte țarcuri sunt. Nu pot să mă gândesc. Lemnul aici, lemnul aici. Dirtul aici, sandul aici, cobblestone-ul aici. Cărțile. Cărțile. Unde sunt cărțile? Cred că nu, acolo sunt doar niște foi. Vor sta aici, da? Și pentru că mai aveam câteva, cum am văzut. Câinii măsii. Toate javrele. Uite cum latră afară. Sper că nu auziți asta. Așa. Și map-ul. Și sabling-urile astea ar trebui să scăpăm de ele. Așa. Și gunpowder-ul mai bine îl păstrăm. Așa. Unul nu stricăm plus. Colorings. Două verzi. Cred că avem foarte, foarte multe. Două astea, două de astea, două lapisuri, două de astea, două de astea și două de astea. Și un coco. Pare rău că am numai unul, dar trebuie să fie o metodă de a face maro fără cocobinuri. Pur și simplu, trebuie să fie una și dacă nu e una, atunci vom inventa noi una sau ceva. Așa, puc. Bă, ăsta nu încape. Ei bine, acum încape. Hai să vedem. Fiecare oaie va fi colorată în culoarea ei preferată. Nu chiar. Așa, bun. Oi verzi, oi... Așa. Cred că aia erau purple. Tu nu poți să fii... Și tu ești singură și tu... Hai, mă! Așa, bun. Tu ești oaie neagră, oaie albastră, oaie albastră. Nu mai am la mine, no, vom face, episodul viitor vom termina chestia asta, mamă ce culoare cârboasă sau astea verzi, nu sunt pe departe nici destule, roșii, nu am roșii și ia uite, aici tu, roșu, cred că aia erau roz, nu, sunt roșii, alea ce culoare, nu e alb, așa, galben, portocaliu, n-am pus la niciuna portocaliu, mamă arată la fel, oi stupide. Și dacă toți sunt aici, hai să începem share-uirea. Cred că ar trebui să mă urc pe chestiile astea, s-ar putea să ajung la lână de aici. LOL, uite mă. Nu, o să trebuiască să intru manual. Nu e atât de rău. Pe pui nu pot să-l share-uiesc. Deși ar fi fost ca lumea asta. Și ce, nu am nevoie de lână aia. Astea albastre îmi plac foarte, foarte mult. Numai, what the fuck, mă. Doar le tund, de ce dă numai câte un... No, nu ieși afară lână nea... Da, oaie neagră... No, nu te mai... Cum se împing, mă... cred că voi merge și le voi share-ui pe toate, după aia voi sări aici în fiecare. Dar asta a fost tot pentru azi, am mai lucrat prin casă, prin la casă și prin așa... și sper că nu v-am plictisit, sau v-am plictisit ca de obicei... Da, dă-te de acolo, oaie... Așa, bun... până data viitoare, în episodul 28 din Questul lui Pink, la revedere, pincări și pincărițe, bye bye. Și ar trebui să fac o chestie. La revedere, pincări și pincărițe, bye bye.